conferința de presă Dynamite Fighting Show, unde Ionuț Iancuș va apăra centura împotriva lui Ștefan Lătescu, iar cei patru luptători din piramida de la 65 de kg își vor afla adversarii. Bine v-am găsit la cea de 13-a ediție Dynamite Fighting Show, o ediție mult așteptată, cu meciuri interesante. Această gală va începe cu piramida de 4 la categoria 65, îl avem pe Serghei Zanusiev, pe Nus Popa, pe Adrian Maxim, pe Călin Petrișor. Va fi o piramidă foarte interesantă, meciuri spectaculoase, iar câștigătorul acestei piramide va avea centura Dynamite Fighting Show la categoria 65. Un meci foarte interesant va fi între Robin Cilic și Florina Vagimulenko, Robin Cilic, campion in Fusion, cel înger la categoria 77. Va fi un meci de zile mari, cred că va fi cel mai greu meci din cariera lui Lembo și multă lume așteaptă acest meci cu sufletul la gură. Îl avem pe Alex Buclea, cel mai bun român, cel mai titat român la stilul de Muay Thai. Da? Se va lupta cu Diego Neves, va fi un meci foarte spectaculos. Și în ultimul rând, avem meciul de centură la categoria grea între Ionuț Iancu și Ștefan Lătescu, care este challengerul. După un an și trei luni, vom pune iar centura în joc. Multă lume face pariuri pe acest meci. Clar că va fi un meci foarte disputat. Au fost declarații pro și contra din partea fiecăruia. Și acum, în acest moment, aș vrea să dau cuvântul la fiecare dintre cei doi, să ne spună cum văd ei acest meci și în ce formă sunt fiecare și ce șanse are fiecare. În primul rând vreau și să vă mulțumesc foarte mult pentru șansa acordată. Fără ajutorul vostru nu aș fi ajuns aici. Mulțumesc frumos, Cătălin, mulțumesc frumos, Dynamite. Bun, să vorbim despre meci. Sunt sigur că Ștefan Lătescu este un luptător desăvârșit. Sunt convins că de-a lungul carierei sale va face foarte multe meciuri și va face istorie. Dar, din păcate, pentru el, m-am născut în acea generație. Haideți să vă explic. Nu mă atinez special pentru Lătescu. Pentru mine, Ștefan Lătescu este un mic pas în viitoarea mea care de succes în mai posibil. Nu are nimic cu acel respect, sper să putem fi prieteni după, dar eu voi ieși la o siguranță, mă pregătesc pentru ceva mult mai sus, îmi doresc să cer la glorii, îmi doresc să fiu o legendă, îmi doresc să stau la noastră cu mari nume din lumea boxingului și, cu siguranță, îmi doresc să fiu și eu la rândul meu un idol pentru tinerii copii care își doresc să facă kickboxing de performanță. Salut, Iacu! Îmi place că ești foarte încrezător. Ești un luptător bun, dar mai ai până să mă bați. Pe 15 decembrie vei avea parte de cel mai greu meci din cariera ta. Și dacă vei prinde 3 reprize, vei trece prin cele mai mari chinuri. Îți doresc mult succes și pe 15 decembrie să fie război. Os! Ștefan, de ce s-a schimbat la acelui din august față de ce se va întâmpla pe 15? Sunt mult mai motivat, mult mai pregătit. După cum știți, am venit și pe Grupov, cel care a dat răcoare lui Iancu. Și sunt mult prea pregătit pentru meciul ăsta. Abia aștept, și l-aștept cu mult timp. În sfârșit, a acceptat provocarea și sunt foarte bucuros că a acceptat să lupte și vom face un meci de excepție. Și așteptare toată lumea. Îl voi bate și pe stilul lui și pe deplasare, pe orice stil, nu e problemă. Mă descurc în orice stil. Este un avantaj că veți lupta 3x3 și nu 3x2, cum a fost atunci? Nu este niciun avantaj, nu mi se pare un avantaj, dar ori 3x2, ori 3x3, tot îl voi bate. Te-ai pregătit pentru 3 reprize sau te-ai gândit să termini? M-am pregătit pentru 10 reprize, dar pe l-o să bat în 2. Ștefan, nu ți-e frică de pumnii lui Iancu? Nu mi-e frică niciun pumn. Am luat pe consumai de-a Ștefan, vine foarte încredere la acest meci de mașină.
Da, o să plec cu urma de Mircea Vițul, lasă de mamă, sunt foarte tare și poate să-mi vadă figura aia. O să vadă după mine și nu este nicio fel de problemă. O să-i demonstrez la doua oră că nu are nicio șansă. E greu. Sunt foarte bine pregătit, nu am fost niciodată în forma în care sunt acum. Mâine, dacă ar fi meciul, ar avea același rezultat. Cu atât mai mult că mai sunt 3 săptămâni de pregătire. Mă pregătesc foarte mult, foarte mult. Nu muncește nimeni, nu am mai muncesc niciodată. Și plătesc cu, afară de meci cu Bucur, care a, așa ca o mică paranteză, în prima repriză m-am bătut cu Rosu, mi-am urmărit că s-a bătut Tietul Meciu. Nu am ce să vă zic. Are ceva, nu are ce să spună. În a doua repriză s-a întors cu spatele la el și se plimba prin dovadă că de bine pregătit e mare campion Mărătescu. Înainte m-am uitat să le pun să trec și n-are decât un singur meci. Marele campion, de nou campion național de box și boxrec unde nu te scrie. N-am ce să zic, e treaba lui, eu știe, eu v-am spus mai întâlnă. O să am două centuri. Pentru mine asta va fi o lansare, eu așa o consider. Și sunt sigur că anul viitor nu va fi foarte mult. Și să mă mai câini la două să merge. Este o schimbare în tactică, pentru că meciul va fi 3-3 și nu 3-2, așa cum a fost în anul 2020. Clar, sunt un luptător foarte deschis din punctul ăsta de vedere. Încerc să-mi creez o linie, apoi cu mai multe tactici. După cum ați văzut la ultimul meci, am avut o tactică total diferită. Am făcut deplasare cu revenire, foarte bună condiția fizică. Mă simt foarte bine pregătit. Nu mi-e frică de nimeni, cum spune Ștefan Mătescu, că o să am cel mai greu meci de viața mea. Am avut meciul mai greu. Am fost parcă mai tare decât meciul cu Ștefan Mătescu. Mă antrenez cu oameni destul de puternici. Fac foarte multe sacrificii cu mici. Nu am nici cea mai mică temere față de acest copil. Pentru că e un copil, nu am mai fost singur. Te pregătești pentru 3 reprize sau te gândești să termini? Nu contează. Cum fi 4 reprize, cum fi una, dar când va simți forța, cu siguranță va face de pași înapoi. Va trebui să-l alerg pe tot timpul, pentru că nu cum spune asta înainte, niciodată, dar este liniștit, o să fugi pe timpul ăla ca fetițele. O să te pași pe toate colțurile. Hai să vezi. Nu o să mai știu că stai ascuns, o să-l arată din nou, hai să-l apărat pe mine. Cătălin, ajută-mă, Cătălin, mama. Să fie și la șucat pe Cătălin să aducă și să fie sport la meci, ca să ai bătare de pentru ea, nu să ridici de acolo, de remediu. Despre ce ați spus Iacu, îi doresc mult succes în pregătire, mai ales 3 săptămâni să fie în formă. Vă aștept în cea mai mare formă, pentru că vreau să facem o meci mare. Acest puști l-a bătut pe Grucov și a bătut mai mult. Vă urma acum și vă urma mulți alții. Sincer, dar trebuie să faci și tu puțin pe acolo. Și în ultimul rând avem această piramidă de 4 la categoria 65. Este momentul să avem un campion al nostru la această categorie și să încercăm ca anul care vine să atacăm și alte promoții și alte centuri. Evenimentul va fi pe data de 15 decembrie la Complex Silva. Din păcate fără spectatori, dar vom încerca să compensăm prin meciuri spectaculoase și sperăm ca publicul de România să savureze acest eveniment. În acest moment vom avea tragerea la sorți, da? Pentru piramida de 4. Vor fi bilețele de la 1 până la 4. 1 cu 3, da? Și 2 cu 4. Acestea vor fi meciurile. Așa că le urez mult succes celor 4 și haideți să dăm drumul la extragere. Acum începe extragerea. Serghei. Așa. Ionuț. Călin.
Serghei, are biletul numărul 2. Ionuț Popa are biletul numărul 3. Călin Petrișor, numărul 1. Numărul 4. Și Maxim, numărul 4. Primul meci va fi între Serghei Danusiev și Andreea de Masini. Cel de-al doilea meci din piramidă va fi între Ionuț Popa și Călin Petrișor. Călin, ce părere ai despre oponentul tău? Nu contează o părere la fel ca despre ceilalți. Toate meciurile o să fie foarte tari și toți am venit pregătiți. Vrei pe cineva anume sau ești mulțumit? Nu, sunt mulțumit. Nu contează. Sunt pregătit pentru oricine. Cu cine vrei finala? Cu cine va fi mai bun. Văd că mi-ai luat centura. Înseamnă că e deja la tine? Da, la final o să fie la mine după două meciuri câștigate. Și ai zis să vezi cum stă pe umăr. Da. Îmi stă bine, nu? Bă, mie îmi place. Ia și acolo. E altceva. Bă, frate, ești altceva. Știi care e chestia? Petrișor a zis că centura va fi la el. Cum faceți? Bă, îl contrazic. N-are cum să fie la el. Centura va fi la mine la final. Și mai sunt și Maxim și Zanusiev. Nu contează cine mă întâlnesc în final. I-am bătut pe amândoi, mi-ai bat o dată. Adică că tu nu vrei centura. Sau ești prea sigur pe tine că o vei primi în seara respectivă? Păi... Las pe să se obișnuiască cu ea până atunci, după care voi lua eu. Să am timp destul ca să fie la mine. Crezi că experiența ta își va spune cuvântul? Experiența, forța, toate calitățile mele. Vrei pe altcineva în locul lui Serghei? Nu, chiar nu mă interesează care era primul, nici al doilea. Important e să câștig și să iau centura. Văd că centura se plimbă de la unul la altul. Până la urmă, care o să ia? Stă bine sau nu? Mă, mie îmi place și ție cum stă. Ești numărul 1. Zi, cum crezi că se termină meciul cu Andreea Maxim? Cu victoria mea. Am înțeles, victorie. Dar cum? Knockout la decizie? Ar fi frumos un knockout. Dar eu cred că o să ajungă la decizie. La decizie? Da. La decizie, da. Eu nu ți-am auzit că Lătescu este un copil pe lângă tine. Păi, nu. Că chiar așa este. Adică sunt de mult timp dinaintea lui în lumea kickboxingului. Când eu luptam cu Radu Opacic și... luptam un galmar din Serbia, el ieșea campion la box. Deci să înțeleg că n-are nicio șansă împotriva ta. Absolut nicio șansă. Absolut nicio. Nu am plan. Am un plan să nu mai pierd niciun meci o perioadă lungă de timp de acum încolo. Ce părere ai despre faptul că Ionuț te-a făcut copil? Acest copil îi va da o lecție pe 15 decembrie domnului Iancu Ionuț. Ce fel de lecție? Adică ce fel de knockout vreau să aud? Ce fel de knockout? Îl voi bate... ori în două reprize, ori dacă prinde trei reprize, va trăi cele mai mari chinuri.